Bună seara, bună ziua, să fie bună și emisiunea. Am toată speranța, ca să zic așa, Bogdan Alexandru Stănescu, bine ai venit. Bine te-am găsit. Subiectul e asta, să zic așa, cartea și ăsta, cu ghilimele evident, Caragiale. O carte, Scrisoarea pierdută, dintr-o serie nouă, biografii romanțate de la editura Polirom. Au apărut despre Constantin Brâncuș, despre Enescu și așa mai departe. Tu ai scris despre Ionuca Caragiale. Scrisoarea pierdută se cheamă cartea, aluzia e evidentă la o scrisoare pierdută. Uite, mi-aduc aminte când am dat la jurnalistică un examen de admitere în 98, deci în alt veac, subiectul a fost ăsta, unul dintre demonstrați actualitatea scrisorii pierdute. Tu cum ai începe de actualitatea, să zic așa? Actualitatea cred că ține mai mult de actul scrierii cărții propriu-zise, decât de mult clamată actualitatea lui Caragiale. Și asta trebuie discutat ca un fel de clișeu legat de Caragiale, inclusiv. Și nu doar de Caragiale, Shakespeare, contemporanul nostru, Caragiale, da. Toți sunt contemporani cu noi, dar nu se văd. Aici e vorba de o convenție a unei, să zicem așa, manuscris pierdut și redescoperit, că ăsta într-un fel face subiectul cărții, o scrisoare care îi parvine unui jurnalist literar, scriitor, într-un plic maroniu și care îi stârnește treptat curiozitatea, o curiozitate tot mai mare. E vorba de o scrisoare a lui Ionuca Caragiale, una dintre cacofoniile admise, da? Alt clișeu, da. În rând cu Biserica Catolică și nu numai, către Paul Zarifopol. Și aici un discurs adresativ, nu, al Caragiale, care își face și el, de fapt, un fel de autobiografie de tipul ăsta. Cum... care au fost sursele pentru a-i o redescoperi, dincolo de cărțile despre Caragiale? Că până la urmă, cum zice, trebuie să-l găsești în tine cumva, să te apropii la modul personal de om, de subiect, de carte. În mod evident, corespondența. Corespondența. Și reducând corespondența și mai mult la scrisorile către Zarifopol. Pentru care a murit în 1934, da. Paul Zarifopol, critic literar, istoric literar. Pentru că în scrisorile către Zarifopol, Caragiale e în faza lui cea mai deschisă, cea mai confesivă. Își permite să devină pe alocuri melancolic, își permite să se deschidă așa cum nu o face față de alți adresanți. Și pentru că e o formulă de comunicare personală, o scrisoare, o corespondență? E corespondența între doi prieteni foarte buni. Da. Mie convenția asta mi-a oferit câmpul de bătaie și un fel de a generat un fel de roman epistolar, să zicem, într-un fel. Da, fără răspuns. Fără răspuns. Fără răspuns, răspunsurile sunt implicite. De fapt, ce trebuia să fac ceva, nu? Să pornești de la un suport real. Să-l apuc pe Caragiale, da. De undeva. Pentru a reuși treaba asta am folosit, așa cum ai spus, un clișeu, cel al manuscrisului pierdut și regăsit după... Legat de unul dintre cele mai cunoscute texte al lui Caragiale, o scrisoare pierdută. Aici e vorba despre o scrisoare care rămâne într-o familie și străbate un veac. Un veac. Da. Așa ca o cutie neagră. Da? E o cutie neagră de avion care la un moment dat e găsită pe fundul oceanului în... contemporaneitate. Date. Și e descifrată. E descifrată de acest jurnalist ratat cu care m-am identificat eu foarte bine. Tu ai făcut și presă culturală o vreme. Ceva la presă de culturală, duminică, da. Acest jurnalist citește într-o noapte scrisoarea asta trimisă de un veac înainte de Caragiale către Zarifopol, care n-a ajuns niciodată la Zarifopol și în care Caragiale face ceva ce n-a făcut niciodată, își povestește viața, pentru că Caragiale ura biografia ca instituția, sub instituția criticii literare. Da, el a spus în repetate rânduri, atâta timp cât ai opera, la ce-ți mai trebuie biografie? Ce vrei să afli de acolo? Și aici e vorba de un Caragiale ușor sau de adept autoscopic, adică unul care se autoexpune către un prieten. Aflăm printre altele ce bere bea Caragiale, aflăm printre altele, e și un, ca exercițiu literar, un exercițiu de limbaj, pentru că ai mai multe tipuri de vorbitori. Ai această doamnă, Müller mi se pare că se numește, da. Care vine iarăși un clișeu. Un clișeu. Era nemțoaică, trebuia să fie Müller. Da, și
care e și un fel de străin revelator. Ea aduce manuscrisul. Vorbește o, să zicem așa, română, corectă gramatical, spui tu, dar afectată de faptul că e străin. În același timp, Caragiale vorbește pe limba lui, cum se zice. Da, în Caragiale limba epocii lui. Epocii lui și în propria limbă, fiindcă se autopastișează. Ăsta e un lucru pe care el îl făcea în scrisori, se lua singur peste picior. Asta mi-a plăcut cel mai mult în corespondență. Dimensiunea autoironică. Bineînțeles, da. La, prefer tipul ăsta de umor, că oricum și pe copertă, pe manșeta cărții, pe cea de-a doua, scrie că e fondatorul teatrului comic din România. Preferi umorul ăsta, auto-umorul, umorul lui hipercunoscut caragialean din piesă? Bineînțeles, dacă m-aș fi apropiat de umorul oficial, umorul da. De manual, umorul Domnul pe... Goe, vizita da. Și așa mai departe. Așa, Nemitică, Nenea Iancu și așa da. Mai departe. Toate fantoșele astea, toate clișeele ambulante, cred că ar fi fost o carte ratată. Eu sper că n-am ratat-o abordând umorul necunoscut. Încercând să fii caragialean în sensul ăsta, clasic, da. Ar fi cunoscut, să zic așa. Caragiale, ne spui și povestea numelui, Oglinda Neagră. Da, acum biografia cea mai adâncă, da, pe partea subterană a biografiei lui Caragiale nu este, bineînțeles, corectă. Da? Nu poți să știi dacă așa au fost lucrurile sau nu. Bun, rămâne un mister biografic clar. Da, eu am preferat să colportez mai multe surse. Nu pot să spun că așa este, așa cum nici biografiile oficial nu dar te-ai jucat cu asta. Bineînțeles, dar m-am jucat foarte mult în cartea asta. Pentru că se spune că nu e o oglindă neagră, exact ceea ce era pus în fața societății, în fața societății românești. Da. Umorul pentru care a fost blanat și care a cauzat și această despărțire de România, el trăind la Berlin în ultima... Despărțire de România, refuzarea mai multor premii, de exemplu de către Academia Română, i-au respins de două ori acordarea premiului, atât pentru teatru complet, cât și pentru momente și schițe, fiind acuzat atunci în plen pentru antiromanism. Acuzat în plen. Acuzat în plen, bineînțeles. Da. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. După câteva decenii era plenară. În plenară, da. De antiromanism. Asta e de interesant de făcut o speculație, un istoric al acestor acuze în cultura română de secolul 20, mă rog, până în începutul secolului 21, pentru că câțiva dintre cei mai buni au trecut pe acolo prin acuza asta de antiromanism, de anti cine știe ce, când de fapt au pus o oglindă neagră. Un alt aspect interesant este ăsta al descrierii portretelor feminine pe care le faci. Inclusiv al acestei doamne Müller, care, dacă aș mai găsi acum, aș și citi, uite, introdusă ca o babă la recepție care vrea cu tine, dar dincolo de asta e și o vocație aici, cumva, decadenția portretului ăla, femeia cu oase care par de pasăre, cu oase care, un fel de expresie ea însă și altor vremi. Da. Doamna Müller e o stafie, da? E un spirit venit din alte vremuri care înmânează o scrisoare care suferă venită... de metastază, spui tu, da. Adică nu mai e aici pentru mult. E o aluzie aruncată la un moment dat, pentru că ea trebuia să dispară din carte. Asta a fost jocul tău. Asta a fost jocul meu, da. Jocul Rama al cărții. Care a fost? Că aici are un aspect de controversă relația lui Caragiale, acum întrebarea aproape că nu poate fi evitată cu femeile, dincolo de cazul Veronica Micle, dincolo de, mă rog, soție, iubire care se știe că au fost. Relația cu femeile... Atâta cât se știe, știi? Nu se știe foarte mult. Se știu accidentele, da? Care au fost cauzatoare de scandal în general. Cel mai mare și cel mai canonic, dacă pot spune asta, fiind accidentul Veronica Micle, da? Când Caragiale nu s-a putut abține. Și a pus coarne. Și a pus coarne prietenului Eminescu, care a aflat, a venit la Iași și s-a lăsat cu o altercație în plină stradă. Asta e o scenă extraordinară pentru orice scriitor. Uite, transcrierea acestei scene, cum să zic, ține totuși de un aspect extraordinar al istoriei noastre literare și una dintre zonele mai ocultate puțin, pentru că tot oamenii ăștia aproape au fost exilați în statui, ridicați la puterea exact. Pietrei, cum da. Se zice, în sensul ăsta. Care ar fi cele mai spectaculoase laturi necunoscute ale lui Caragiale? Pe care tu l-ai descoperit.
În primul rând, latura lui saturniană, da? Melancolia care străbate... Opusă cumva umoristului, marelui umorist. Da, opusă cinicului, opusă omului cu vorbă de spirit, întotdeauna la îndemână, arțăgosului. E un substrat melancolic care străbate... Păi așa apare aici, așa l-ai creionat ca personaj, ca unul care îi place să stea, să vegeteze oriental, spui tu la un moment dat. Da. În să carte. Vegeteze oriental, dar să și muncească foarte mult aici. Eu am vrut să creez un personaj paradoxal, pentru că așa l-am simțit. Da? În același timp vegetează, dar și muncește, este obsedat. Dovadă și opera, până opera, la urmă. Perfecțiunea textului, iarăși o chestie care nu e deloc orientală. Da? Obsesia pentru perfecțiunea gramaticală și stilistică a textului. Și despre asta e vorba, inclusiv de vorbește de dascălul care a insuflat asta în prima da. Parte a și e o vână care străbate întreaga lui biografie, pornind de la anii lui de salahoreală prin tipografii și prin redacții, când bătea corectorii. Asta era o... Da. A rămas celebră faza în care el... Altă altercație, ca să zic așa. Lovea vitele în cap cu pumnii pentru că maltratau textele. În același timp, el stătea alături de corectori în tipografie, nu stătea în redacție cu aia care o duceau mai bine. Deci, altă zonă mai puțin cunoscută a lui Caragiale e aplicarea lui propriu, spre stânga. Da. Da, e un om de stânga, practic. Noi vorbim despre marii noștri clasici care sunt conservatori. Da, da, Caragiale este cultural conservator, dar ca ideologie profundă, interiorizată, eu cred că e un om de stânga. Și care ar fi argumentele aici? Argumentele ar fi, în primul rând, deși mă refer la un text care se apropie de final, 1907, articolul lui care se leagă de evenimentele din 1907, în care... Răscoala. Da. În care vede rădăcinile acelei răscoale, când toată lumea era înspăimântată că vin țăranii cu furcile și topoarele și trebuie chemată armata austriacă. Pe un alt mare autor, armata austriacă, un alt mare autor care radiografiază fenomenul ăsta, în primul volum al romanului, e Petru Dumitriu, da. Cu 1907, cu armata, și unele dintre cele mai frumoase pagini de acolo sunt alea despre invazia trupelor de lăncier, cum le zice aici, sulițași călări, mai bine zis, care pulberă împrăștie groata, cum se zicea atunci. Și în mare măsură Rebreanu, de ce să-l ocolim? Da, corect. Care privește fenomenul din toate punctele de vedere. Cei mulți, umili, obidiți. Așa, în același timp ai și boierul luminat, care ar înțelege. Și problema proprietății, glasul pământului, ca să zic așa, și la țărani și la, mă rog, mari în proprietate. Dar Caragiale e foarte apropiat de Rebreanu în viziunea asta asupra proprietății. Pentru că amândoi au sesizat un fenomen extrem de important. Și anume? Îndepărtarea boierului de pământ, da? Prin arendare, prin utilizarea vechinilor. Prin forme intermediare. Exact. Formele intermediare care sunt apropiate de pământ și introduc exploatarea pentru că nu au în vedere decât obținerea de bunuri materiale, pe când boierul, în viziunea lui Rebreanu și cred că și al lui Caragiale, este cel care are o implicare mai adâncă în moșie decât exploatarea. Cam cum se ocupa Caragiale de text, să zic așa. Cam așa ceva, stătea da. La fața, stătea la fața locului. Acum, de multe ori, practic, capitolele acestui roman sunt un fel de entry-uri, de scrisoare relansată, cumva, de scrisoare, să zicem așa, reîncepută. Sunt referiri și la ziarele pe care le citea Caragiale. Unul dintre cele mai constante este Universul. Și aici este un fapt transcris, un duel, mai bine zis, asta e absolut uluitor. Și care e citat un articol, real articolul? Este real, că da. Că nu-i dat cu notă, de-aia te întreb. Care spune că a avut la Buzău sau... Cred că la Focșani. La Focșani, nu, la Focșani, n-ai dreptate. Și că X s-a tras înspre Y, Y înspre X, fără rezultat. Fără rezultat, după care s-au dus și au băut o bere împreună. Cam ăsta e conflictul la români. Caragiale citea cu patimă presa da, din țară. Da, pentru că vedea sursa de subiecte. Sursa de subiecte, cred că era și foarte dor de toată amestecul ăsta de orientalism și... forme fără fond. Pe care tu, de altfel și la Mateiu Caragiale, nu, motto-ul Crailor de Curte Veche, e unul dintre cele mai cunoscute motto-uri în literatura noastră. Suntem la Porțile Orientului, aici, în Porțile Orientului, unde totul e luat la rejer. Uite că și taică-sul era în felul lui un oriental, avea această dimensiune. Dintre texte,
ale lui care ilustrează dimensiunea asta mai gravă, mai puțin umoristică, tu pe care le-ai recomandat dintre prozele lui Caragiale? Năpasta. Care ți se pare... Năpasta și acum descoperită la lectura specială pentru această carte 1907, din primăvară până în toamnă. Fiindcă mi se pare un gânditor politic foarte profund, un gânditor pe care eu nu-l știam. Ce altceva ar mai trebui știut despre el? Pentru că mă gândesc că ai cercetat, cum să zic așa, ai dat ture subiectului, l-ai văzut din mai multe unghiuri. O altă latură pe care nu o cunoșteam a fost cea de familist, care pe mine m-a impresionat. Fiindcă îl cunoaștem pe Fluștiuraticul Caragiale, îl știm că stătea la cafenea de dimineață până seara, da, știm că bea, știm că vorbea, era un conviv... Și le zicea copiilor gheavol sau cum erau, că aveau microbii mei, iar cela de la Vrancea era Aghiuță. Aghiuță, ea era diavolița. Da. Astea. Te-ai gândit cumva, dacă ar fi să faci tu o selecție din tot ce a scris Caragiale, acum în urma acestei experiențe, ce alege pentru manualele de, mă rog, preuniversitare? Aș rămâne la teatru integral și o selecție amplă din momente și schițe. Mi se pare, nu poate fi ciuntit. Și cred că așa cum este el prezentat în manuale, este ciuntit. Este o prezentare deformată a lui Caragiale. Inclusiv în sensul unei bagatelizări, aproape reducându-se cumva la latura asta umoristică, de exact. Circ, de... E un umor absolut gratuit pe care un elev, un student nu-l poate înțelege dacă nu e pus în contextul operei și dacă nu e prezentat tridimensional omul care a născut textele astea. Și mi-e teamă că programa nu poate fi concepută astfel încât să-l prezinte ca atare. Dar ce poate face este să stârnească curiozitatea unui viitor literat sau... Unui elev, până la urmă. Unui elev, da. Pentru că fără scânteia asta nu există apropiere de... apropiere de opera. Cred că mai curând în manuale aș introduce mai multe texte din Caragiale și mai puțină critică. Pe asta cred că ar trebui făcut în legătură cu toți, ca cu să toți. Reducem cultura comentariilor. Da. Ca priza să fie la text, nu la forme intermediare, cum am discutat, la ce au spus alții despre text. Și aici sunt foarte multe referiri și la muzica pe care o asculta Caragiale. Dă exemple concrete, spune la un moment, uite, de exemplu, oratorul lui Handel. Trebuie să-ți mărturisesc ignoranța mea, dar și revelația cumplită fericită că am avut ieri pe care am avut-o ieri noapte, că în sfârșit înțeleg de unde se trage Beethoven. Nu că știu, ci că înțeleg. Dacă mă înțelegi. Melomanul, cum ar fi. Melomanul Caragiale e văzut aici, în această carte, dublat de... personajul erotizat Caragiale, pentru că muzica eu am pus-o în legătură cu cela de la Vrancea și cu presupusa relație de tomnatică pe care a avut-o cu fiica lui Barbu de la Vrancea. Dar meloman împătimit, într-adevăr, un om care mergea la absolut toate concertele în Berlin, care făcea audiții in extenso, Bach, cum spune chiar el, către Zarifopol, și care respingea noutățile zilei, dar să nu audă de Liszt sau de Chopin. Deci tot așa un fel de zone mai puțin cunoscute, nu mainstream-ul ăla al zilei lustruit. Nu, mergând spre rădăcini, Bach, Beethoven, Schumann, Schubert. De fapt, și această problemă a respingerii, o anumită respingere a lui în România, l-a urmărit și postum. Este povestea sicriului lui, care a avut un parcurs mai ciudat, ca să zic așa. Da, s-a plimbat foarte mult prin țară. Ăsta are un fapt mai puțin... Dar mi-e teamă că acolo e vorba de un accident tipic acestei țări. Cum a fost pentru publicul ar contextul? A fost adus la ani după moarte, după ce fusese înhumat... El a murit în 1912. În 1912, nu mai țin minte exact anul în care a fost adus în țară, ca să fie pus alături de Eminescu. La Belu. La Belu, da. Ceea ce e foarte amuzant, pentru că el în Nirvana spunea, descria acele cortegii funerare care însoțesc un om care a fost urât și disprețuit în timpul vieții. Că avem această patimă morbidă, noi ca popor. Pentru că acum, dacă te gândești la toate lucrurile astea, la statutul lui de clasic, în primul rând, de mare clasic, ca să folosim un clișeu așa... Cred că trebuie să încercăm să înțelegem ce înseamnă. Aproape că-s de neconceput lucrurile prin care a trecut în sensul ăsta în timpul vieții. Ce înseamnă mare clasic? Ce înseamnă? Nu știu ce înseamnă mare clasic. Este ceva impus post factum.
Și cred că este un mecanism lejer de impunere a unei figuri. E ca, adică știu, facil, aproape. Da. E facil, că asta ne place. Avem o pasiune pentru facil. Și am avut-o întotdeauna. Uite, într-adevăr, eu cel puțin observ atât cât mă rog, îmi permite să o fac experiența. Într-adevăr, priza și astăzi a elevilor, mă rog, nu numai publicului nespecializat, zicem așa, la literatură înseamnă, primul rând, priza la clasici. La, mai ales la, repet, mari clasici, cumva, Eminescu, Creangă, Caragiale. Poate Creangă este cel mai citit povestitor, cum ar veni. Și cel mai puțin înțeles, am senzația, pentru că e pe listele de lecturi din clasa a patra. Ce poate să înțeleagă un copil din clasa a patra? Dar nu, că și acolo sunt destul de multe tâlcuri. De exemplu, la pornind de la limbaj, care e total inaccesibil unui copil din zilele noastre. Da, și într-adevăr, acum rămâne de văzut în ce măsură se produce și o redescoperire a acestor clasici. Tu cum vezi raportul ăsta între redescoperire și demitizare, sau așa zisa demitizare? Demitizarea este întotdeauna însoțită de niște mișcări reacționare, da? Să ne amintim... cazul cu Eminescu după Revoluție. Dilema, da? Numărul din dilema, celebrul număr din dilema, care nu a făcut altceva decât să stârnească niște reacții stupid naționaliste, că altfel nu le poți numi. Cum să te iei de Eminescu să spui că era... care păr, sau că păros, că, sau exact, că era păros, era mic, avea capul mare și, și trăgea la măsea. Cum? Luceafărul poeziei românești. Iată că erau oameni, nu? Ei, erau oameni și tu vezi practic așa o echivalență într-un fel între demitizare, redescoperire asta. Dacă demitizarea nu merge până la o anumită vulgarizare aproape. Mi-e teamă că demitizarea, dacă e făcută cu violență, nu va avea efectul pe care și-l dorește, de altfel. Cred că demitizarea trebuie făcută încet și cu cap. Și nu dau exemplu cartea mea, dar așa, în felul ăsta. Apropiat și oarecum cald, intrând în pielea omului. Accesibil, mă rog, nu știu cât de accesibil am făcut-o eu. Păi, se poate citi fără nicio problemă. E o carte, oricând nu intră în categoria lecturilor, nu intră în categoria lecturilor dificile și, repet, cu atâta mai mult, asta e o performanță, cu atâta mai mult cu cât se intră și în limbajul epocii, ceea ce nu e ușor. Are și aspectul ăsta de literatură, cumva, de limbaj și de latura mai puțin cunoscută, că miza, mă gândesc, asta a fost latura mai puțin exploatată. Nu știu care a fost miza editurii, miza mea a fost vocea lui Caragiale. Să-l aud vorbind. Să-l aud vorbind și să caragializez pe cât posibil. Pentru că totuși rămâne și unul dintre cei mai buni realizatori de dialog din... Da, aici fiind vorba de un monolog, am fentat cumva. Și e monolog scris, da, adică un monolog e scris. O Deși scrisoare. Folosesc oralitatea pe cât posibil, fiindcă și el o folosea în scrisori. Caragiale, regăsiți scrisoarea și regăsiți-l pe Caragiale. Ne vedem data viitoare.